Mă, eu sunt o duhoare ciudată de la tine. Mă putea să pun. Te-ai spălat. Te însori. Candidez pentru președinte, mă. Îmi faci și mie campanie electorală. Adică? Adică să mă lauzi, să spui, oameni buni, Gheorghe este un om cinstit, din topor, din popor. N-are tel drum, n-are beline, n-are Brazilie, n-are mustață, e un om capabil. Conduce el o stână de animale proaste, dar aminte o țară de oameni deștepți, înțelegi? Să mă lauzi. Pentru un milion de euro, înțeleg, bani. Cât, mă? Un milion de euro. Tu ce drag, un om atâta, nu știu cum arată milionul ăla. Atunci îți fac anticampanie, mă. Cum? Oameni buni, nu-l votați pe Gheo, că o să vă mulgă ca pe oi. O să vă ia și lâna din spinare, nu? Dar nu e adevărat. Oameni buni, nu e adevărat. Vă dau brânză. Vă dau lapte. De la el o să vă dea lapte și brânză, nu de la oi. De la minte, oameni buni, dacă vă spun. Eu o să fac tot ce stă în putință să crească România mare. Da, o să-și facă măgarul prim-ministru și o să aducă toți câinii în parlament, nu? Ba da, și oameni buni, ăsta o să pună pe oaia aia primar și pe oaia aia altă o să pună ministru de interne. Bă, Ioane, ce faci, mă distrugi? Pută bani dacă vrei să tac, nu? Dar n-am, mă. Banii! 700 de lei, toți banii mei. Da-i coace că-s buni. Asta înseamnă strângere de fonduri. Pentru? Pentru puțin.